În județul Giurgiu trăiesc aproape 8500 de persoane care nu au acte de identitate. Majoritatea au documente expirate, iar restul nu au intrat în legalitate atunci când au împlinit 14 ani. Chiar dacă sunt restanțieri și din anii trecuți, mulți dintre giurgiuvenii cu cărțile de identitate expirate figurează pe liste din acest an. Avem un total de 1483 de persoane care nu au acte de identitate valabile. Dintre acestea, 1910 sunt copii care au împlinit vârsta de 14 ani și nu s-au prezentat la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor în vederea punerii în legalitate. La schimbarea actului de identitate sunt necesare o cerere tip, certificat de naștere și act de proprietate, ambele în copie și original, taxa de 7 lei și timbru fiscal de 5 lei. La acestea se adaugă, după caz, certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă. Cei care nu își reînnoiesc actele de identitate în ultimele 15 zile ale termenului de valabilitate sunt buni de plată. Fac un apel prin intermediul televiziunii dumneavoastră către toți cetățenii care au acte de identitate expirate să se prezinte la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor în vederea punerii în legalitate. În cazul când nu se prezinte, vă pot preciza că sancțiunea contravențională este de la 25 de lei la 50 de lei. Angajații Direcției Județene de Evidență a Persoanelor se pot deplasa cu camera mobilă în cazul în care administrațiile locale sau posturile de poliție din localitățile din Giurgiu solicită acest lucru. Deplasarea se face și la cererea apropiaților persoanelor cu dizabilități sau imobilizate.